29 mai 2024 vin să verific o colonie care e un izvor de miere, așa le zic eu, la aceste colonii de albine care adună nectar. Am nevoie de o ramă cu miere să duc la un nucleu care mi s-a părut că e cam gol, iar aceste colonii pentru așa ceva le țin eu, să pot să întrețin nucleele. Tocmai zboară un avion pe deasupra. Să aduc un cap între timp. Am adus un cat ca să pot să lucrez cu ramele respective și să-i fur acestei colonii o ramă cu miere. Aici i-am dat eu o foaie la construit. Văd dacă a ajuns matca pe aici, a venit sus sau nu. Nu. Este doar miere. Dar am nevoie de o ramă mai bună de miere și am să o iau pe aceasta de aici. Am să vă arăt. Iată. O astfel de ramă o să o duc la un nucleu. Nucleele sunt formate pe, să zic așa, să vă arăt. Nucleele când le formez de obicei pe puiet căpăcit. Iată o ramă perfectă pentru un astfel de nucleu. Am să eu duc acum. Că nu risc cu albinuțele, am o perie. Bun, haideți să ducem la un nucleu să aibă miere. Aici, în filmul anterior am văzut că nu prea are mâncare acest nucleu. Așa că tot ce fac este să vin să-i adaug această ramă cu mâncare. Așa. Eu i-am lăsat eu lui miere, dar se pare că datorită că puietul e flămând, când eclozează trebuie să mănânce și mănâncă miere. Până se întărește un nucleu, mănâncă, are de mâncat. Mai ales puii tineri mănâncă și mai mult. Bun, mergem înapoi la izvorul de miere. Să văd care e situația lui. Să văd cât de bine stă. El are rezervele lui de mâncare și o să-mi asigure în continuare hrana pentru
pentru nuclei. Aici în curamă bună. Și nuclei își aduc deja polen. Deci vor porni, dar e câte unul care e mai flămând așa, ăla chiar are nevoie de mâncare. Acum strategia depinde de fiecare apicultor. Unii preferă să le dea sirop. Mă uit după borci. Să văd dacă n-a intrat în friguri. Dacă intră în friguri, s-a terminat cu izvorul de miere. Nu mai adună. Până nu intră în friguri, așa mai adună el de aici, colo. De menționat este că matca are acces în tot cuibul. Și sus și jos. Că văd că a depus aici ouă. Matca trebuie să fie activă în momentul în care cuibul se înghesuie și matca nu mai e hrănită, nu va mai depune nici ouă. Dacă nu depune ouă, intrăm în friguri. O ramă iară bună pentru un nucleu, plină cu miere și cu păstură. Dau margine. Le dau margine că știu că dacă undeva voi avea nevoie de o astfel de ramă, vin și o iau de acolo. Da, aici sunt doar rame cu miere. Se pare că matca a trecut din nou jos. Ia își organizează. Odată se duce jos, odată sus. O astfel de ramă cu miere ce asigură hrana la un nucleu o lună de zile asta după ce eclozează albina ta. În momentul eclozării albinei consumă mult, mult. Mult de tot. Tu zici, mă, i-am lăsat miere, dar mai e câte o surpriză. Unde din diferite motive un stup va consuma mai mult. Foarte fain. Trebuie să menționez că aici am extras, au fost scoase și 30 de kg de miere, de aceea îi zic izvorul de miere. Deci pe lângă toate astea, că îngrijesc roii, am mai scos și un pic de miere de la ea. Super fain. Am miere. Lui îi ajung cam 3 astfel de rame, indiferent cât de grea o să vină vremea, cât de grea o să devină. Gata, m-am convins. Aici am partea de sus, e plin cu miere. Deci așa arată el. Stupul care poate să-mi îngrijească nuclei. Câțiva, nu știu, 4-5 cam duce o astfel de colonie. Așa nu mai sunt obligat să vin cu... Nu mai sunt obligat să vin cu sirop.
Și nucleele crescute pe miere au cu totul și cu totul altă vitalitate și împerecherea aceea foarte, foarte surprinzătoare. Moșul la care 7 zile de când l-am format a eclozat matca în următoarea zi și în 7-8 zile deja de pune ouă. Mai sunt și cazuri din astea. Aici va trebui să revin eu cu o foiță, să-i dau și o foiță să mai construiască. Dar până atunci îi pun o diafragmă între timp. Pun o diafragmă și când ajung eu cu foița la el, mai durează un pic. Cam atâta. Așa arată izvorul de miere și ați văzut ce fac cu câte o ramă. După ce depistez unde am nevoie de miere, vin frumos, iau o ramă și mă duc la stupul care are nevoie. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!